Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou match de rank pe League of Legends. După cum vedeți, am mers cu regele manelelor pe mid contra la Yasuo. Inițial am vrut să merg cu LeBlanc, pentru că am vrut să-i mai dau o șansă, dar au banat-o. Văd că avem și Soul Stealer Vayne. Sper să se știe juca și Mastery 7 și fost platină. Skin-ul ăsta tare l-aș vrea, dar nu cred că o să-mi pice vreodată la cutie. Și până o să strâng 10 Rare Gems, o să treacă extrem de mult. În fine, ce am vrut să vă anunț. Livestream-ul din seara asta, cum am zis și în episodul de Overwatch, o să fie un pic mai târziu, undeva la ora 19, ceva în genul. O să mă uit la meciul Real Madrid vs. Barcelona, deci când se termină meciul, am și început live-ul. Începe la 17:15 meciul și durează undeva la aproximativ 2 ore cu pauză și prelungiri și chestii de genul. Am zis totuși să vă anunț că live-ul o să se țină oricum. Îmi fac și eu încet, încet masteries pe Swain. Bă, ce fain arată splash art-ul ăsta. În joc, skin-ul nu arată super mega genial. Adică ai nevoie de aproximativ 300 de dolari ca să-ți cumperi cutii și să-ți pice atâtea gemstone-uri. Deci nu-i un skin care să merite 300 de dolari. Da, faptul că e foarte rar îl face și foarte scump. Ei sunt o echipă de full AD, deci după ce îmi fac prostia asta de item, o să-mi fac direct Zonias și sper să reușim să-i batem, adică totuși. Asta e skin-ul. Arată foarte bine, dar nu de 300 de dolari, de bine. Dar asta e părerea mea. Mă, cine știe, poate alte persoane au altă părere. Nu, mi se pare absolut genial, gen să zici, bă, frate, ai de capul meu, 300 de dolari se merită. E destul de simplu așa, adică modificat un pic modelul, mi-au pus părul ăsta mai cocoțat. Și na, tema de Soul Stealer, pe care o are și Vladimir și noi 300 de dolari. În rest, nimica foarte special. Nici măcar nu-i modificat ceva, gen să zici, bă, frate, își schimbă forma după levele, cum are, de exemplu, Pulsefire Ezreal, să colecteze cumva suflete, gen la fiecare level să-i dea, nu știu, ceva chestie specială și cu aia aș face upgrade sau no, ceva în genul. Cum e, de exemplu, la Lux. Și nici la noi 300 de dolari. Deci ar fi interesant. What the fuck? S-a dus Yasuo în top. Ce boulangerie, măi, frate. Mi l-a lăsat pe Jax în mid. Nu pot să zic că am jucat foarte mult contra la Jax în mid. Nici în top, dar știu cât e cât. De ce trebuie să mă feresc. Și o să încerc să... să-l fac să piardă XP, gen... cât de cât să meargă mai departe de minion, să mai mor un minion ceva, să piardă... și 10 XP dacă pierd, eu sunt fericit, frate, adică... why not? Și în același timp ar trebui să încerc și eu să farmez. Văd că o să enervam meneonii. Trebuie să încep să joc mult mai serios față de cum joc de obicei. Mă concentrez foarte mult pe chestiile secundare, gen să fac un comentariu cât de cât ok, adică să nu tac, să mă uit aiurea numai la meci. Și chestia asta nu mă ajută foarte mult pentru că joc prost când mă concentrez pe două chestii deodată. Și de obicei, sunt genul de persoană care se concentrează maxim pe ce are de făcut. Și încerc să-mi fac treaba aproape perfect, pentru că sunt obsedat. Să fac totul foarte bine sau mult mai bine decât ar face cineva normal. No, săr, fraiere. Mamă, frate, dacă apucam să-mi dau încă un E, era mort ăsta.
Nu, uite, și acum stă și leșină. Mid. Să maxez ceara. Deci, probabil că în următoarele gameplay-uri și livestream-uri o să stau mult mai concentrat la meciuri. Mai ales că o să înceapă totuși sezonul 7 și după 7, de fapt 6 sezoane, cred. Atâta cred că am jucat în ranked. Sunt tot în gold și nici nu pot să zic că m-am bătut foarte tare să ies din gold. Recunosc, m-am mulțumit de fiecare dată să-mi iau skin-ul. Adică niciodată n-am ajuns în gold și să zic, frate, gata, acum încerc să ajung în platină. O să joc foarte serios, o să nu știu ce. De fiecare dată am jucat, bă, mi-am luat skin-ul, să rămân în gold e ok. Dacă avansez iar ok, dar n-am încercat, gen, frate, hai, try hard mod. Ceea ce cred că mi-a afectat un pic rank-ul. Nu zic neapărat că o fi așa, dar bănuiesc. Când nu dai tot ce poți, nu obții tot ce ai putea obține. Și de asta zic că sunt un pic obsedat de perfecțiune și chestii de genul. Și niciodată nu mă mulțumesc cu puțin. Da. Nu dai prostea oare? Leap flash? Așa? Da. Deși sigur trebuie să fie și o variantă mai ușoară de atâta. Nu pot gen să-i dau direct pe... A, ba da. Joacă dubios ăsta cu Jax. Nice. Bun, deja am ultimata. De aici o să-mi fie mult mai lejer să joc cu Nenia Swain. Am și sustain foarte bun. N-ar trebui să fie o problemă foarte mare în cazul în care se decide Titel să vină din nou la gank. Bun, vedeți ăștia doi minioni pe care am ratat așa numai. Am jucat superficial în faza aia, adică puteam să iau lejer, să stau și să le dau last hit. Da, nu. No. Hai, frate, ce tot vrei? Fătă rău. Știți, atenți că acum vine pe aici. Bun. Să-mi iau Buster ca asta. Plus cizmă, plus una din asta. Hai, încă una. Și mă duc. Să vedem cum stă cu farmul 28. Totuși să pun a doua. Eu primul. Mai dăm un SS și pe ăsta primul. Versus 46 și are 2 cu 0. Noroc că încă nu muri Vein. M-aș uita un pic la skin-ul ei, ce-i drept, dar am zis, hai, concentrare la match. What the fuck, am dat SS. M-au ținut și el neapărat să mai bage odată SS-ul, gen, cumva să... Hai, frate. Faină faza asta la... Cum îl cheamă pe ăsta, la Ivor. Are și el blue buff, am și eu. Din ăsta e genul de jungler cu care nu o să te ceri niciodată, bă, nu mi-o da blue buff-a. Pentru că are double buff. Ceea ce mi se pare un pic overpowered în unele momente, dar nu. Trebuia să fie o chestie unică la un campion de genul. Ar fi fost destul de aiurea să fie un campion simplu.
mod au făcut în ultimul timp. Trebuie să stau în zona asta unde am un pic de vision. Am crezut că o să sară pe mine cei drept. O să sări până la urmă, da? Nu a ieșit chiar bine. E cam prostovan asta. Opa, vine Lisi. Mi-a fost frică să nu-mi dea șpițul dreptății și să mă arunce în spate și după aia să înceapă să mă spargă amândoi, dar nu cred că a fost cea mai bună alegere să-mi dau flash acolo. Oh, nice! Sărit în spate ca un ciumpalacozaur. Fac acum direct push. Și poate reușesc să-i sparg tureta cât mai rapid. Oricum am 2 cu 0. Regele manelelor confirmed. O să joc mid cu ăsta. Nu foarte mult, dar o să-l am acolo ca și variantă pentru Lux. Pentru Lux, Veigar. Genoa o să fie campioni și o să mai încerc să joc cu LeBlanc. Poate nu foarte mult, dar o să încerc. E totuși un campion încă destul de bun. Deci eu zic că se merită să mai joc măcar câteva meciuri de test cu LeBlanc. Și ăștia au făcut schimb de lane. Frate, mi-am dat ăsta, gen. Oh, serios. O stat ăla cu limit să-mi bag piciorul non-stop. Da, nu. Dacă nu-l băteam pe asta, adică era easy money. O, și ăsta e 0 cu 3, nice. Twitch joacă, văd cât e la ei destul de bine. O să fie trist la un moment dat când o să înceapă să dea grav. Nu știu sigur dacă avea totuși ultimata asta din nou, adică o dat acolo pe mine. N-aș lua și ăsta panică, n-avea de unde să știe ce se întâmplă. Curăț lane-ul frumos. Pierde asta XP pentru că e bază. Și trebuie să mă duc să pun un control ward aici sau aici. Dar o să-l pun aici pentru că nu verifică lumea foarte des zona asta. 66 versus 44, practic, a fost inițial pe lane-ul meu. My bird is hungry. M-aș duce până în bot, dar nu știu dacă au ward, gen aici, în tribuș. În tribuci. Au ward, dar le dispare acum. Partea nasoală e că nu știu unde e Twitch. Și-o bolibos cârțul. How the fuck I missed that shit, bro? Nu înțeleg de ce încearcă să facă trade cu mine, adică... What's the meaning, bro? Știi cum zic? Outplayed. Long dick style. Nu jocă atâta de bine asta cu Vayne pe cum mă așteptam, momentan. Mă gândesc că la un moment dat o să înceapă să dea grav. Serios, frate, deci nu vine să cred că o scăpat. Cum o cheamă? Jana. Da. Măcar am luat un kill, totuși pe Yao Susuo. Și mă duc mediană. Mai farmez, un alta, 71 farm, ăsta are 88. Ce
și drept farmează de rupe și ăsta iar joacă bine. Din ce am observat, Twitch la rupere joacă lumea în momentul de față. Sunt curios dacă o să-l mai joace la fel de intens și des după ce nu o să mai aibă aceeași putere, adică îi dă un nerf acum în 6.24. Doamne, ce-mi place faza asta, poate să-mi dea blue buff-ul și mie. Dacă îi dă stun și ajung și eu pe acolo, eu da slow. Assist mă întrebe. Nici nu voiam kill-ul. Da, un kill în plus nu stric, adică why not, my friend? Cât mai mult e. Deși acolo chiar am vrut să-l las kill-ul pentru Irelia, că nu. Practic i-au făcut damage-ul. Long dick style. Din nou kill pe Titel, șobolibos scârțul. Ceea ce e foarte, foarte prost. Serios, mi-a făcut blog la ceară, ești nebun. Urăsc campionul ăsta. Window-ul ăla trebuie cumva modificat un pic. Și trebuie schimbate unele chestii la campion, adică n-ai cum să faci un campion care să blocheze orice proiectil cu o abilitate, adică totuși sunt ultimate multe care sunt de tip proiectil și mi se pare destul de nașpa să le poți bloca direct cu o abilitate, adică totuși, frate, e ultimată. Nu o dai în fiecare zi. Simpion. Faci o redive. Să vedem. Nu-i face dive, cred. Dacă îi face dive, îi poate da stun Irelia. Dar nu dacă stă în range-ul la vânt. Vein flash. Ah, Twitch flash. Bine. Văd că nici sunetul la abilitățile aia nu-i foarte schimbat. Ceea ce-i dezamăgitor. La un skin atâta de pana aia scump, mă aștept la mult, mult mai mult decât niște schimbări din astea banale. Enemy Rampage. Dar oricum, îmi doresc skin-ul ăla. E cel mai fain skin pe care l-are Vayne. Probabil că nu o să-i mai facă de grabă un skin. Păi nu, totuși. Un skin șmecher. Nu fac ăștia skin-uri în fiecare zi. ...110 farm în minutul 16. Not so good. Dar nu-i nici rău. Se poate mult mai rău de atâta. Hai mă, frate! Nu mai am mana. What the fuck? Ce-i cu asta, fratele meu? N-a uită. Patinaj artistic în pana aia. Ia să ai, my friend. Bun, hai că e și bine. Deși acolo trebuia să moră Lee. Dacă mai aveam mana și riscam un flash, puteam să-l omor și pe Lee. Uite, frate, ce lag a fost acolo. Instant mi-a dispărut asta. Și ăla e unstoppable. Aparent, dacă ai un skin de 300 și ceva de dolari, nu joci neapărat bine. Farmul e ok, având în vedere că a murit de 3 ori.
Da, în rest, nu e chiar wow. Și care e fața cu chestia asta acum? Îi pregătești asta pentru sacrificiu sau? Nice. Dar cred că mai bine își folosea chestia blue buff-ul. Sau are cooldown mic? Habar n-am. Nu, uită-te. Dar nu am, nu mai am cu ce să-i dau. Uită-te, frate, cu cât scapă. Și noroc mult, frate. Eu n-am genul ăsta de noroc. Foarte rar mi se întâmplă să reușesc să scap și eu cu un pic HP acolo. Să mă bucur. Și majoritatea adversarilor mei reușesc cumva să scape așa, numai la lezneală. Oare are chestia aia să-mi ia blue buff-a? Oh, nice! Mamă, ce fain, jur! Instant, frate, s-o mor! Ah, nu, nu merge treaba. Mă bate Twitch de n-am treaba. Uitați-vă damage. Ce să zic, frate. Aproape m-o topit. Și nu s-o chinui foarte tare, gen. O da niște auto-atacuri. Nu m-am uitat să văd dacă avea ultimata activă, dar... În orice caz. Dacă se mai duce, e mortă. E mortă. Nu știu de ce o continuă, adică... Practic o făcut... Cum îi zice... Și o irosit. Deja pe acolo flash-ul. Chiar trebuia să-și vadă de treabă. Și acum e și unstoppable Lee Sin. Gen, hai să-i dăm kill-uri și la titel. Facem niște lumină aici așa. Killing spree. 5 cu 1, da. Twitch oricum îmi dă delete, easy. La itemerile pe care le are și scorul. Ce să zic. 140. Ăsta are 154. Bă, și ăsta farmă bine. Și Vayne farmează foarte ok, da. Nu-i chiar de ajutor farmul. Dacă nu faci nimic cu el, adică... Ok, ai farm. Dar tot îi dai kill-uri, tot îi dai kill-uri la titelul ăsta, gen. A, l-am pe liber prost. Nu de foarte mare ajutor, dar nu. Smite-ul nostru nu știu unde a fost. Da, e bine. Măcar am scos un flash, nu că ar fi super mega incredibil de important. Un amărât de flash, dar totuși, adică nimic. It's good like that. Jax începe să stea liniștit, să farmeze acolo în top, aia un pic de... chestie dubioasă. Și trebuie să forțăm și noi lane-uri, gen. Îmi dăm acum pe mid să facem un pic de push. Dacă jucăm numai așa... fără să facem presiune în lane-uri sau ceva chestii... O să ne fie destul de penal. I-am dat slow. I-am dat pe dracu. Keep farming vein. Mă duc și în direcția asta, poate facem de un kill ceva. E bine ce se întâmplă. Deloc, sunt mort. Dacă n-apuc să-mi dau W-ul bine... Well.
Reușește ceva asta aici? Aproape. Deja începe să dea asta de rupe cu Jax. Gen, dă maxim. Ceea ce nu-i foarte bine, pentru că l-am cam distrus în lane. Gen. După care lumea i-a dat kill-uri. Și l-a lăsat să farmeze liniștit, 124 farm. Când el avea... What the fuck, fratele meu, cum dau ăștia. Twitch ăsta le face match-ul. Bine, și la noi Vayne-i pe nicăieri. Sper să revină în late-in, adică totuși are farm bun. Are și iteme. În mod normal, trebuie să-ți faci treaba cu Vayne. Hai, frate. Intru și eu acolo dacă apuc. Aoleu. Bun. I-am dat eu măcar delete. Cineva trebuie să-și facă treaba și în echipa asta. Și aici deja e riscant ce facem. Nu-mi place foarte mult cum joc în unele momente echipa, adică eram cam singurul care dădea în Twitch până la un moment dat când a început să atace și a mei. Nice. I like it. Double buff. Bravo, Vayne. Cum am zis, skin de 300 de dolari nu înseamnă că poți să joci cu Vayne. 0 cu 4. Frățioară, mai bine dai mie skin-ul. Până și eu făceam niște kill-uri. Și cum am zis, degeaba faci 6000 farm. Ai iteme, ai chestii, dacă tu nu faci nimic cu itemele alea, ce pana aia. La ce te ajută? Arată bine numai inventarul ăla. Și vezi? Deja dă ăla din doi, adică... Rățioară. Hai, titele. Nu înțeleg cum își pune asta atâtea chestii pe aici. Nice. Nu joacă rău ăsta, da? Cred că ar trebui să meargă un pic mai tank decât tăi. El merge ceva combinație de AP cu Magic Resist-uri și chestii. De ce își face Magic Resist? Nu știu. În ideea în care-s full-a de ăștia. Ăsta îți dă Magic Resist încă, da. Nu cred că o schimba ceva la item. Dacă ajung acolo... Îl fac pe ăsta, cam exhaust-ul. Practic e double exhaust deja. Bun. O ieșit, ok. Se putea și mai bine atâta. Oh, no. Double kill is nice. Mă duc să-mi fac niște iteme. N-am putut să mai stau pentru 50 gold. Elaine. Măcar dacă o să fiu foarte tank, pot să stau în teamfight, chiar când să mor sau aproximativ îmi dau în zone azi ceva și mi se mai reface din HP, poate reușesc să-i fac focus de fiecare dată la Twitch. Și o să încerc să-mi păstrez, cum e zice la asta, exhaustul pentru Twitch. Baronul s-a dus. Dacă aveam și noi niște ward-uri, era fain, dar, din nou, vedeți vreun ward pe hartă, în afară de ăsta, pe care l-a pus cine are vei. Nu știu, mai văd încă unul aici. Și atât. Deci, suportul nostru are câte ward-uri puse? Unu. Și are Sightstone. Ai Sightstone și tu nu pui ward-uri.
Hai, frățioarilor. Noroc că sunt ăștia foarte ratați și și-au pierdut buff-a de baron pe nimic. Cu asta am avut noroc aici. Câți au murit? 3. A fost ok, cât de cât. Push all lanes. Da, dă-le la lanes. 0-5-5. Dezamăgitor, my friend. $300 skin. Dacă l-o și cumpărat, gen cu $300 și nu-i o pica la o cutie, atunci e și mai rău. Hai, veni măcar acum, nu? Deja încep să mă enervez foarte tare când văd cât e varză joc ăștia. Adică ăștia, mai exact Vayne. Are totuși skin de $300. Hai frate, că i-am dat exhaustul, dați măcar acum un pic de focus, băga Shariroth să-și bage Tenesh. Da, și uite așa s-a terminat încă un match. Bă, nu-i scus mai bine cineva să-mi zică, bă, frate, ai jucat foarte safe. Nu ți-ai câștigat lane-ul, de-aia ai pierdut match-ul. Da, la 11 kill-uri și ceva, m-am dus pe lane-uri. Am făcut focus diferit la Twitch, am dat exhaust, am încercat tot ce am putut să fac. Într-adevăr, din cauza mea pierd match-urile. Nu că am niște cretini în echipă. Logica românului. Mulțumesc de vizionare, salutare.